Bună tuturor! Bine ați revenit pe canalul meu și vă mulțumesc că mă urmăriți. Haideți să vedem cine stă cu ochii pe tine. Cine vrea să știe ce faci, unde ești, cu cine ești, cum ești. Cine stă cu ochii pe tine? Cine vrea să știe de tine? Este interesat sau interesată ce faci tu, unde ești, cum ești, cu cine ești. Wow! Avem gânditorul, cineva căreia este dor de tine, care te dorește foarte mult. Și pace, echilibru, armonie, prietenie. Ar putea fi două energii, ar putea fi și doar una singură. Simt pentru moment să întrebăm ghizii așa, folosind tarotul. Cine este aici? Cuvântul pace, echilibru, armonie, prietenie. Cine este aici? E cineva de care te-ai îndepărtat sau care s-a îndepărtat de tine. Wow! Și care încă are multă pasiune pentru tine. Chiar dacă există o distanță între voi, tu ai putea avea un copil sau o soră sau un frate mai mic, sau persoana ar putea să aibă un copil, un frate sau o soră mai mică. Obișnuiați să comunicați prin mesaje. Era o relație foarte creativă, multă pasiune. Această persoană încă are multă pasiune, dar te simte departe. Sau poate tu chiar ești departe. Nu ne spune cine e. Această persoană e în gândurile sale, se simte blocat sau blocată într-o anume situație. Și acest blocaj mental sau poate situațional din viața sa, îl face sau o face pe această persoană să privească mereu, să se gândească mereu cu intensitate și să se gândească și cum, ce ar putea să facă, cum ar putea să acționeze. Se gândește mereu la plecarea ta sau la distanța dintre voi, la depărtarea care s-a creat între voi. Poate nu este o distanță fizică, poate este vorba doar de o distanță așa, energetic vorbind, poate și de una și de alta. Tu aduceai pace acestei persoane, o liniște interioară. Era ca un fel de prietenie, ar putea fi chiar un prieten sau o prietenă sau cineva care ți-a fost, poate rudă, dar ți-a fost, sau între voi a fost așa o relație mai mult de prietenie, da? Decât ca rude.
o relație armonioasă sau cel puțin persoana simțea că îi aduceai echilibru, armonie. Relația cu tine îi aducea echilibru, armonie. Se putea sprijini pe tine. Erai ca un fel de bază solidă pentru această persoană. Cine este aici? Care se gândește? Deci hai să facem așa, că deocamdată îi simt separați. Ar putea să nu fie, ar putea să fie una și aceeași persoană. Wow, o persoană care se gândește, care încearcă să se vindece, e într-un proces de vindecare. Și aici lacrimi, și aici lacrimi, în această imagine. Wow! E cineva care efectiv plânge după tine. Dacă nu plânge literalmente, plânge cu siguranță energetic vorbind, interior. Mai ales noaptea se gândește foarte mult. Cine este această persoană? Cine este această persoană care se gândește? Este foarte dor de tine. Și aceste două persoane, dacă sunt două persoane, wow, e un rege de bute. Bărbat sau femeie, dar dacă este femeie, e în această energie a unui rege de bute, o persoană stabilă, dar de acțiune, o persoană care materializează lucruri în viața sa, care acționează, care inspiră la acțiune, e o persoană care motivează, un lider bun. E o persoană carismatică, atrăgătoare și fizic și din mai multe puncte de vedere. Vorbește frumos, se îmbracă frumos, se prezintă frumos. Pentru această persoană e importantă imaginea. Imaginea. O persoană foarte atractivă. Ar putea fi una din zodiile de foc, berbec, leu, săgetător sau berbec. Și ce avem aici? Pajul de monede în revers, nu de monede, de bâte în revers. Puterea. Împărăteasa. Diavolul. Wow! Capricorn, Taur, Fecioară, Leu și din nou zodiile de foc. E mult foc aici. Ori tu poți fi într-o zodie de foc, ori persoana, persoanele, că avem și asul de cristale, adică de bute. Pajul de bute, regele de bute, puterea, mult foc. Tu îi dai putere acestei persoane. Persoana aceasta, cât este de puternică, e o persoană foarte puternică, pasională, așa, un lider. Ar putea fi o persoană care are o afacere
sau care conduce o afacere, chiar dacă nu e afacerea sa, este un bun conducător, un manager foarte bun, o poziție înaltă în cariera sa, la locul de muncă. Are un spirit întreprinzător, are idei persoana aceasta. E o persoană care obține succesul și îi motivează și pe cei din jurul său către succes. Și această persoană puternică, așa puternică, pe cât este, tu îi dădeai putere. Te vede ca pe o împărăteasă, în vibrația, în energia unei împărătese, adică poți fi femeie sau bărbat, în această energie, o energie stabilă, independentă, tu produci, aduci abundență, ești o persoană abundentă, ești o persoană protectoare, carismatică, norocoasă. Foarte atrăgătoare, foarte atrăgătoare și fizic și în alte moduri, în alte aspecte, nu doar fizic. Ai putea fi mamă sau tată sau să ai copii sau să-ți dorești copii. Ai putea să fii mai de o vârstă mai matură, da? Nu chiar la prima tinerețe, cum și această persoană nu e chiar la prima tinerețe, dar între voi era multă pasiune. Eu simt aici cuplu, foarte puternic. Foarte puternic. Și ceva întunecos și rece a pus capăt relației. Ceva toxic, foarte toxic. Ceva toxic care nu privea cu ochi buni energia dintre voi. Aceasta nu este cartea îndrăgostiților, însă energia pe care o simt că se emană aici este puternic de iubire. Simt că persoana care plânge după tine este acea persoană puternică, da? Bărbat sau femeie, dar în energia aceasta, dar care, cum spuneam, pe cât de puternică este această persoană, tu îi dădeai mai multă putere. Pe tine te simțea ca și când erai sprijinul său. Oh, wow! Și acum mi-au arătat din nou această carte. Și ce am zis aici? Că aducea echilibru, armonie. Voi ați fost un cuplu. Căsătoriți sau nu, posibil că a fost și o căsnicie, dacă nu, a fost o relație de durată sau dacă nu a fost de foarte lungă durată, a fost o relație foarte puternică între două persoane deosebit de puternice, independente fiecare, nici împărăteasa, nici regele de bâte nu sunt o persoană care stau în relații codependente, sunt persoane independente, stăpâne pe sine și pe viața lor, pe deciziile lor. Între voi a fost multă pasiune. Și simt că tu ai plecat, eventual chiar
bărbat sau femeie, dar ai luat copilul sau dacă nu au existat copii în relația între voi, nu aveți copii, ai luat ceva, nu știu, poate aveați animăluțe de companie sau, da? Le-ai luat cu tine. Ce era valoros, ai luat cu tine și ai plecat. Și persoana se uită spre tine și spre plecarea ta. De aceea, aceasta este persoana. Pare a fi o singură persoană. Cel puțin în această citire este vorba despre această persoană. Ambele cărți vorbesc despre aceeași persoană. Simt acum foarte puternic. Nu eram foarte sigură la început, dar acum simt din ce în ce mai puternic. Tu îi dai putere acestei persoane puternice. Da? Erai ca un fel de, știți cum e, cum se spune, în spatele oricărei persoane puternice se află o persoană mai puternică. O persoană care îi dă putere. Și mai multă putere acelei persoane. Dar cineva cu o energie deosebit de toxică, vibrație foarte joasă, privea, vedeți cum privește, deci nu se uită la împărăteasă, se uită direct aici, la puterea dintre voi, la energia, la vibrația aceasta, la ce se emană între voi, energia voastră. Era o forță, deci energia care se emana dintre voi, în interacțiunea voastră, era o forță în sine. Iar această persoană urmărea, era cineva din apropierea persoanei care plânge după tine, care urmărea cu foarte multă încordare, cu intensitate, cu multă atenție, energia dintre voi. Și o urmărește în continuare. Deci a mai apărut o energie. Ce este aici cu diavolul? Cine este aici? Cine este aici? Cine este acest diavol? Am zis, da, zodiile. Capricorn, Taur, Fecioară, Leu și zodii de aer, Vărsător, Gemeni. Hierofantul. Persoana cu care erai tu era căsătorită sau s-a căsătorit între timp? Wow, e din nou regele de bâte, dar acum a venit în revers. Wow, care sunt șansele? S-a lăsat manipulată persoana de cineva cu care avea o relație mai stabilă, poate chiar o căsnicie cu hierofantul, ceva bătut în cuie, ceva tradițional, ceva foarte stabil și de lungă durată. Da, s-a lăsat manipulată persoana. Da, manipulare. Magicianul în revers.
Manipulare. Cinci de cupe în revers. Ce e aici? Înalta preoteasă. Da. Secrete. Secrete. Această persoană cu care, persoana care plânge după tine și te urmărește, îți urmărește fiecare mișcare. Pentru că tu ai fost puterea lui sau a ei. Ai fost, că nu mai ești, ai plecat. Și persoana este blocată. Și din acel blocaj se tot uită și se tot gândește cum să facă, cum să acționeze, să vină spre tine. Dar este, tristețea se adâncește. Tristețea se adâncește permanent datorită blocajului. De ce? Cu această înaltă preoteasă avem și zodiile Rac sau Pești, da? Cu Hierofantul din nou Taur, Magicianul Gemeni, Gemeni sau Fecioară. Această persoană s-a lăsat manipulată sau a fost manipulată la greu cu Hierofantul, adică niște amenințări grele. Grele în sensul atârnă greu, au greutate. Persoana care este manipulată cu ceea ce este, cu anumite secrete. Anumite secrete. Acele secrete au greutate și țin persoana blocată. Blocată aici, în această relație, unde persoana este manipulată constant, sau nici nu mai e nevoie să fie constant, a fost nevoie atunci când a fost nevoie, pentru că săbiile, gândurile sunt mereu acolo. Persoana știe că există secrete care atârnă greu. Atârnă greu. Și datorită acelor secrete care atârnă atât de greu, pe bune greu, persoana nu poate decât să plângă interior sau exterior, sau și interior și exterior, că și-a pierdut puterea, persoana care îi dădea putere. Persoana care aducea pasiune, echilibru, armonie, o relație, da, de cuplu, dar în care să te simți și ca doi prieteni. Adică mai mult chiar decât doar o intimitate fizică. O energie. O energie reală. Atât poate să facă persoana și să te privească. Că așa am început cu întrebarea, cine te e cu ochii pe tine? Cine e cu ochii pe tine? Inclusiv această energie. Dar această energie cu ochii pe tine pentru că o interesează un singur lucru. Să nu se refacă energia dintre voi. Atât. Asta e tot. Asta e tot. Atâta vreme cât persoana cu care este e așa,
și te privește pe tine, e ok să te privească. Dar să nu se refacă energia aceasta dintre voi. De aceea persoana în continuare urmărește atât, pentru că vrea să observe momentul când s-ar întâmpla acest lucru, pentru a putea interveni, așa cum a intervenit și în trecut. Și persoana care plânge după tine, asta e, i-a permis. I-a permis. Fiecare din motivele personale, dar au permis ca anumite lucruri să se întâmple, au permis ca cineva să știe anumite lucruri grele, astfel încât să poată fi manipulată persoana cu acele lucruri grele știute de cineva care le-a folosit în beneficiul propriu.